Autoritățile târgoviștene au anunțat că și anul acesta Calea Luminii se va organiza joi seară în vechea cetate de scaun. Este un eveniment unic și încărcat de semnificații inițiat de profesorul Mihai Șerbănescu în preajma celei mai importante sărbători creștine. Cei care doresc să participe la Calea Luminii sunt așteptați la Catedrala Mitropolitană în piața Mihai Viteazul și pe bulevardul Regele Carol I. Aprinderea candelelor se va face după ora 18.30 de minute.